Bună dimineața! Putem începe, da? Să sperăm că veți găsi utilă și prezentarea de astăzi. Ea este legată de o problemă controversată, fundamental controversată în practica judiciară, dar și în doctrină, și anume problema desființării de înscrisuri. Desființarea de înscrisuri o regăsim la articolul 25 aliniatul 3, când e vorba de desființarea de înscrisuri într-un proces penal, atunci când instanța este sesizată cu acțiune penală în care se pune problema desființării unor înscrisuri, și mai este reglementată ca o procedură specială la articolul 549 indice 1, și anume atunci când procurorul dispune o soluție de clasare și sesizează judecătorul de cameră preliminară pentru desființarea unor înscrisuri sau pentru confiscare, pentru a dispune confiscare. Așadar, tema este una care interesează atât procurorii cât și judecătorii, și dat fiind că este o chestiune, o problemă controversată, o să înțeleg să mă raportez la ea prezentând toate argumentele unei opinii și apoi argumentele celei de-a doua opinii. O să vedeți că sunt fundamental diferite și în ce privește consecințele, urmând ca în final să lăsăm loc și unor dezbateri pe tema asta sau pe teme legate de desființarea de înscrisuri, însă cred că ea totuși nu poate fi privită despărțită de o a doua chestiune, și anume de restabilirea situației anterioare. Așa cum apar ele în legislație, așa cum au fost reglementate de-a lungul timpului, ele au fost împreună, desființarea de înscrisuri și restabilirea situației anterioare. Și cred că totuși ar trebui să facem referire la ambele instituții ca să putem înțelege natura lor juridică. Așadar, o să încep să prezint argumentele celor două opinii, iar la final o să lăsăm timp pentru dezbateri. Chestiunea desființării de înscrisuri nu a fost tratată foarte amplu, dar pe noul cod de procedură penală, doctrina majoritară pare a fi în direcția că desființarea de înscrisuri nu se referă la înscrisuri ca negoțium, și anume la acte juridice care reflectă drepturi și obligații, și atunci când se referă la desființarea de înscrisuri, doctrina majoritară, cel puțin pe noul cod, pe vechiul cod nu era așa, dar pe noul cod doctrina pare a fi de opinia că se desființează doar înscrisul ad probationem. Prima teză. A doua teză a acestei opinii este că este o instituție care nu ține de acțiunea civilă, ci ține de acțiunea penală. Este legată de acțiunea penală în procesul penal, iar nu de acțiunea civilă. Și a treia teză a acestei opinii este că se aplică desființarea de înscrisuri doar atunci când acțiunea penală are ca obiect o infracțiune de fals. În acest sens o să mă folosesc pentru a exprima argumentele acestei opinii, o să mă folosesc de un articol care este cel mai bine documentat în sensul ăsta, un articol care se numește Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal, publicat în Revista Română de Drept Privat, numărul 4/2018, scris de către doamna procuror Irina Cuglai de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna asistent universitar dr. Laura Toma Dăuceanu de la Facultatea de Drept și doamna conferențiar universitar dr. Andra Roxana Trandafir de la Facultatea de Drept a Universității din București. E articolul cel mai amplu argumentat pe opinia asta. Un alt articol pe care o să-l mai folosesc în expunerea argumentelor contrare acestei opinii
Este scris de mine și de colegul meu de la Curtea de Apel Brașov, judecător Vlad Neagoie, și este publicat în, pe Juridice și în revista Caiete de Drept Penal. O să expun atât argumentele primei opinii pe care vi le-am spus, și anume că este o instituție care privește exclusiv acțiunea penală, doar la infracțiune de fals, și că se anulează doar instrumentul în probațiune. Și apoi o să încerc să expun cât pot de obiectiv și argumentele celei de-a doua opinii, în care eu și colegul am încercat să argumentăm că instituția totuși este una care ține de repararea prejudiciului civil, adică ține de acțiunea civilă, că nu se limitează doar la infracțiunile de fals și că se privește anularea nu doar a înscrisului ca instrumentum, ca probă, ca dovadă, ca, să zic, înscrisul material, ci privește anularea operațiunii juridice pe care o reflectă înscrisul ăla, care stă în spatele acelui înscris, și anume negoțium. Sper să nu vi se pară că insist prea mult pe argumente într-un sens sau altul, dar eu o să fac trimiteri punctuale și la aspecte de practică judiciară, dar totuși dacă nu mergem la fundamentarea argumentelor pentru fiecare dintre cele două opinii, nu înțelegem care este rațiunea de sunt atât de diferite cele două opinii cu privire la o chestiune destul de importantă în cadrul procesului penal. Și să începem cu opinia potrivit căreia înscrisul anulat se referă, este posibil anularea înscrisului doar în cazul infracțiunilor de fals și că se anulează doar instrumentum. Așadar, o să începem cu aceste argumente. De pildă, în această opinie se consideră că în cazul unei infracțiuni de șantaj privitor la fapta prin care inculpatul o constrânge o persoană vătămată să întocmească un testament în numele altei persoane, în cazul ăsta, instanța nu e îndreptățită să se pronunțe cu privire la înscrisul care constituie testamentul, câtă vreme fapta constând în întocmirea acestuia n-a făcut obiectul acțiunii penale. De aceea, șantajul nostru nu este obiectul acțiunii penale, este șantajul, o infracțiune contra libertății psihice a persoanei, și atunci acțiunea penală nu îmi permite să anulez acel testament încheiat ca urmare a infracțiunii de șantaj, pentru că acțiunea, aș putea să anulez un înscris doar dacă acțiunea penală se referă la înscrisul ăla, cum sunt acțiunile penale care au ca obiect infracțiunile de fals. Din cauza asta, dat fiindcă în opinia asta se consideră că desființarea de înscrisuri se referă doar la acțiunea penală, iar nu la acțiunea civilă, se apreciază că într-o astfel de situație n-ar fi posibilă anularea testamentului, ci nu înseamnă că ar rămâne așa, ci în opinia aceasta, persoanele interesate ar trebui să uzeze de acțiunea civilă separată și pe motivele prevăzute de codul civil, de nulitate sau de anulare a actelor juridice, persoanele interesate să formuleze acțiune civilă separată în cadrul, în fața instanțelor civile, și să se desființeze testamentul pe o astfel de acțiune. Un alt exemplu din practica judiciară pe care îl critică autorii acestei opinii este acela că în care o instanță penală sesizată cu o infracțiune de corupție a dispus și anularea unor înscrisuri în legătură cu care funcționarul fusese mituit. Acțiunea penală se exercitase pentru fapta inculpatei profesor la materia biochimie din cadrul unei facultăți de medicină de a primi sume de bani de la studenți pentru a efectua un act contrar atribuțiilor sale de serviciu, respectiv pentru a le furniza lucrări de licență gata elaborate care să fie ulterior susținute în cadrul examenului de licență. Dispunând condamnarea inculpatei pentru luarea de mită, instanța a dispus și anularea lucrărilor de licență, dar și a adeverințelor de absolvire a facultății. Această, din urmă, măsură, drept consecință a anulării lucrărilor de licență și nepromovării astfel examenului de absolvire. Este citat din sentința tribunalului, în care, definitivă prin neapelare, în care s-a dispus de data asta anularea diplomei
evident, și a efectelor juridice pe care le produce, adică anulându-se diploma de licență obținută în această modalitate, au fost anulate și drepturile pe care le reflecta diploma respectivă. E criticată opinia, e criticată soluția de practică judiciară în această, considerându-se că dacă instanța n-a fost investită cu o acțiune penală care să aibă ca obiect înscrisul falsificat, n-ar fi trebuit anulate diploma respectivă și actele, cu mențiunea că persoanele îndreptățite în astfel de situații, probabil Ministerul Educației sau în orice caz persoanele care au obligația de a solicita anularea în fața instanței civile, ar fi putut să o facă în fața instanței civile printr-o acțiune civilă separată, iar nu în fața instanței penale. Într-o altă cauză în care inculpatul fusese trimis în judecată pentru infracțiune de înșelăciune și exercitare fără drept a unei profesii, instanța, găsindu-l vinovat de ambele acuzații, a reținut, conform art. 25 alineatul 3 cod procedură penală, instanța, chiar dacă nu există parte civilă, este datoare să se pronunțe asupra desființării înscrisurilor sau restabilirea situației anterioare. În acest context, s-a reținut că inculpatul, pentru îndeplinirea scopului său, a întocmit mai multe înscrisuri, în care este consemnată exclusiv calitatea sa de avocat și drepturile și obligațiile față de persoanele vătămate. Inculpatul, întrucât nu avea calitatea de avocat, datele conținute în înscrisurile menționate sunt nereale și nu pot produce consecințe juridice, a reținut instanța. De aceea, în temeiul art. 404 alineatul 4, raportat la 25 alineatul 3, instanța a dispus desființarea înscrisurilor, respectiv contract de asistență juridică și împuternicirea avocațială. Asta e tot un exemplu de practică judiciară pe care îl critică doctrina, care este de opinie că nu se referă, nu privește acțiunea civilă în procesul penal, ci privește acțiunea penală, această instituție a desființării de înscrisuri. Se mai arată, se mai relatează încă o speță în care se face distinția între înscris și act. Distinția aceasta între înscris și act este pusă în evidență. E adevărat, instituția din penal se referă la desființarea de înscrisuri. Și se arată în opinia asta că noțiunea de înscris e diferită de noțiunea de act juridic. Astfel, pentru a putea cumpăra un apartament care îi se atribuie ca locuință de serviciu, o persoană a declarat mincinos la notar că îndeplinește o anumită condiție pentru încheierea actului. Întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale, procurorul a dispus clasarea sub aspectul infracțiunilor de înșelăciune și fals în declarații. Odată cu emiterea soluției de clasare, procurorul a sesizat judecătorul de cameră plenară solicitându-i atât desființarea declarației false, cât și anularea contractului de vânzare-cumpărare. Judecătorul a dispus în calea de atac a contestației admiterea cererii formulată de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desființarea înscrisului declarat fals, respectiv declarația notarială menționată, și totodată a respins ca inadmisibilă sesizarea privind anularea contractului de vânzare-cumpărare a locuinței de serviciu. Aici, completul de cameră preliminară de la Înalta Curte, printr-o încheiere din 2016, a anulat înscrisul fals, dar nu și contractul încheiat pe baza acelui înscris declarat, acelui înscris fals pe care l-a anulat în încheierea de cameră preliminară. Într-o speță similară, acțiunea penală a fost exercitată pentru falsificarea de către inculpat a unor contracte de vânzare, cumpărarea unor autoturisme, a unui certificat de atestare fiscală și a unei fișe de înmatriculare a autoturismului cu acte falsificate, fără a se cunoaște caracterul lor fals. O altă persoană a procedat la înmatricularea autoturismului, aceasta din urmă persoană nefăcând obiectul acțiunii penale. Un cumpărător de bună credință, așadar. Instanța a dispus în mod corect desființarea înscrisurilor falsificate, dar și desființarea înscrisurilor subsecvente ce au emanat din înscrisurile falsificate menționate mai sus. Aici, fiind vorba de o infracțiune de fals în înscrisuri, s-a considerat că este întemeiată desființarea înscrisurilor falsificate. Ați putea să vă puneți întrebarea, într-o speță de genul ăsta, anulându-se înscrisul falsificat, nu s-a anulat și operațiunea juridică, adică cumpărătorul de bună credință care a cumpărat autovehiculul pe baza acelor înscrisuri false, cel care i le-a vândut, a falsificat niște înscrisuri la autoturisme
și l-a vândut unui cumpărător de bună credință. Cumpărătorul de bună credință a rămas sau n-a rămas cu autoturismul respectiv? În opinia care susține că desființarea înscrisului ca probationem, adică desființarea înscrisului doar ca probationem, nu ca negoțium, în această opinie se susține că chiar dacă s-a anulat acel înscris fals, operațiunea juridică a rămas valabilă, urmând ca dovada ei, ca dovedirea acelei tranzacții, acelei vânzări de autovehicul, să se facă prin alte mijloace de probă. Asta este o opinia care susține că chiar dacă s-a anulat înscrisul care a fost falsificat, operațiunea juridică reflectată sau din spatele acelui înscris falsificat urmează să fie analizată de instanța civilă pe baza altor mijloace de probă. Așadar, se consideră că nu se umblă la operațiunea juridică, rămân relațiile civile, bunul rămâne în proprietatea celui, în proprietatea. Posesia nu se dispune cu privire la acel bun, acea tranzacție, ci până la pronunțarea de către instanța civilă rămâne situația de fapt existentă anterior. Se anulează doar în scrisul ca probațiune, ca mijloc de probă. Asta este raționamentul din spatele acestor soluții. Cum se analizează totuși chestiunea, v-am zis că în opinia asta e considerată, desființarea de înscrisuri e considerată ca fiind o acțiune, un aspect ce ține de acțiunea penală. Și atunci, cum se împacă acest argument cu faptul că desființarea de înscrisuri o regăsim la articolul 25 aliniatul 3 din Codul de Procedură Penală, iar articolul 25 are ca denumire marginală rezolvarea acțiunii civile în procesul penal. Totuși, cum justifică autorii care susțin această teză, cum justifică prezența acestui text de lege al desființării de înscrisuri într-un articol care are ca denumire marginală rezolvarea acțiunii civile în procesul penal, iar nu într-un alt text care se referă la acțiunea penală? Că teza argumentării este că se referă la acțiunea civilă, iar nu la acțiunea penală. În acest sens, se arată în această opinie că acest aliniat ar fi lipsit de sens și cu privire la aspectele legate de restabilirea situației anterioare. Că el nu și-ar avea o justificare. Prezența lui la articolul 25 nu și-ar avea o justificare. Pe de o parte, textul era menit să rezolve problema desființării înscrisurilor falsificate, iar pe de altă parte, restabilirea situației anterioare n-ar trebui să poată fi dispusă decât ca modalitate de soluționare a acțiunii civile. 25, aliniatul 3, vedeți că se referă la desființarea totală sau parțială a unui înscris și la restabilirea situației anterioare. Așa cum v-am zis, ele sunt legate, nu pot fi despărțite cele două instituții, că așa au fost de-a lungul timpului. Așadar, o justificare coerentă nu există pentru plasarea acestui articol la 25 aliniatul 3. La 549 indiciu 1 nu avem o problemă cu privire la desființarea de înscrisuri, că la 549 indiciu 1 se referă la confiscarea specială, procurorul dispune clasare și solicită judecătorului confiscare, iar confiscarea este o măsură de siguranță care ține într-adevăr de sancțiunile penale. Eu ține de acțiunea penală, confiscarea specială nu ține de latura civilă. Însă la 549 indice 1, legiuitorul a inclus atât solicitarea asta de confiscare specială, cât și solicitarea procurorului de desființare a înscrisurilor atunci când dispune o soluție de clasare. Așadar, problema subzistă doar cu privire la desființarea de înscrisuri de la articolul 25 aliniatul 3, adică desființarea de înscrisuri în cadrul unui proces penal, nu desființarea de înscrisuri ulterioară pronunțării unei soluții de clasare. În paranteză fie spus, articolul 549 indice 1 are acest indice 1 pentru că el nu a existat în forma inițială a codului de procedură penală, ci ulterior a fost inclus în codul de procedură penală. Așadar, el n-a fost prevăzut de la bun început, a fost prevăzut
inclus ulterior, prin legea de punere în aplicare, și forma pe care o avea la intrarea lui în vigoare nu era aceasta pe care o vedem în prezent, ci în forma inițială, la 549 indicionul, se prevedea că desființarea o face judecătorul de cameră preliminară în camera de consiliu, fără citarea. Cum știți, probabil cei mai mulți știți, dintre dumneavoastră știți că forma inițială era alta și ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale s-a ajuns la forma ca desființarea de înscrisuri să fie o procedură contradictorie cu citarea părților. În forma inițială, așa cum a fost el reglementat, era în sensul că se făcea fără citare, fără contradictorialitate. Probabil că era un argument în favoarea opiniei că se desființa doar înscrisul ca instrument în probanțiune și doar la infracțiunile de fals. Probabil așa a gândit-o inițial legiuitorul noului cod de procedură penală, dar Curtea Constituțională, printr-o decizie pe care o să o analizăm succint, a reconsiderat natura juridică, să zic, a acestei instituții și o să vedem dacă prin decizia Curții Constituționale s-a schimbat și natura acestei instituții. În ce privește restabilirea situației anterioare, cazuri de restabilire a situației anterioare sunt date ca exemplu, de pildă întoarcerea minorului la părintele căruia îi fusese încredințat copilul, când e vorba de o infracțiune care are acest obiect. Sau mutarea unui gard în cazul infracțiunii de tulburare de posesie. Se face totuși distinția între restabilirea situației anterioare și desființarea de înscrisuri, și anume că desființarea unui înscris nu poate fi dispusă și în temeiul articolului 256 Cod Penal, întrucât o astfel de măsură nu este temporară, ci definitivă. La 256 mai avem și instituția asta a restabilirii situației anterioare în mod provizoriu, în cursul procesului penal, ca măsură procesuală. 256. Instanța de judecată în cursul judecății poate lua măsuri de restabilire a situației anterioare săvârșirii infracțiunii când schimbarea acelei situații a rezultat din comiterea infracțiunii, iar restabilirea este posibilă. Vedeți, are doar caracter temporar măsura de la 256 și se dispune de către instanță în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri definitive care să tranșeze problema. La fel, restituirea lucrurilor de la 255 Cod Procedură Penală, aici și judecătorul, și procurorul, și judecătorul de drepturi și libertăți în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră plenară sau instanța, dacă constată la cerere sau din oficiu că lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre ele pe stat sunt proprietatea persoanei vătămate sau altei persoane, ori au fost luate pe nedrept din posesia sau detenția acestora, dispune restabilirea acestor lucruri. Și restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare, ele au fost analizate și împreună, atât ca măsuri provizorii, cum sunt cele de la 255-256, cât și ca măsuri definitive dispuse de către instanță prin hotărâre. O să vedem că și desființarea de înscrisuri, tot în categoria celor două măsuri, ar putea fi inclusă și așa a fost văzută de-a lungul timpului. În ce privește desființarea de înscrisuri, se mai analizează noțiunea asta diferită de desființare versus nulitate. Par a fi două noțiuni diferite. De ce a folosit legiuitorul desființare și nu nulitate, cum folosește, de pildă, codul civil? Și ăsta este un argument în sensul că desființarea de înscrisuri nu ar fi unul și același lucru cu nulitatea, pentru că nulitatea se referă la operațiunea juridică, desființarea de înscrisuri are ca obiect doar înscrisul ca instrumentul în probațiune și atunci de-aia i-a spus desființare, iar nu nulitate. Și se analizează și chestiunea nulității unui act juridic. Sunt discuții și în doctrina civilă dacă nulitatea este sau nu o reparație a unui prejudiciu. Dacă constituie, nu mai intrăm în analiza asta, privește într-adevăr discuțiile din dreptul civil.
dacă se analizează chestiunea desființării de înscrisuri diferit de restabilirea situației anterioare, ea era văzută desființarea, în această opinie, desființarea ca instrumentul probațiunii, iar restabilirea situației anterioare era legată și, într-adevăr, exemplele din doctrină la restabilirea situației anterioare sunt doar cam cele două pe care, în doctrină, doar asta o să vedem, că restabilirea situației anterioare, când s-a mutat gardul la tulburarea de posesie, să dispune de restabilirea situației anterioare, respectiv readucerea minorului în locuința părintelui căruia a fost încredințat în cazul în care minorul a fost luat pe nedrept. Cam astea sunt exemplele date la restabilirea situației anterioare în opinia asta. În opinia cealaltă, că desființarea de înscrisuri privește operațiunile privește și negoțiul, nu doar instrumentul probationem, și se referă la obligațiile pe care le reflectă înscrisul ăla, în opinia cealaltă, restabilirea situației anterioare e privită mai larg. Nu e limitată strict la cele două situații, de la tulburare de posesie, respectiv nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului, ci e privită restabilirea situației anterioare mai larg și la alte situații. Așadar, aplicația ale restabilirii situației anterioare, sunt date exemple de practică judiciară, de pildă obligarea inculpatului să lase în deplină proprietate și terenul și posesie un teren moștenitorilor numitului, care ca urmare a condamnării inculpatului pentru tulburare de posesie. Acțiunea, într-o altă speță, se arată că acțiunea civilă alăturată acțiunii penale are ca obiect numai restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii, în scopul primordial de a readuce la masa a societății comerciale ajunsă în stare de insolvență bunurile sau valorile dosite sau înstrăinate fraudulos prin acțiuni care intră în conținutul infracțiunii de bancrută frauduloasă, dar și pentru a anula în tot sau în parte înscrisurile falsificate. Decizia Înaltei Curți din 2010. Așadar, anularea înscrisurilor falsificate, restabilirea situației anterioare, în această speță se referă la readucerea în patrimoniul, în masa societății comerciale, a bunurilor înstrăinate în mod fraudulos prin infracțiune de bancrută frauduloasă. Restabilirea situației anterioare, în opinia asta, se arată că nu privește nici ea negoțiu. Nu se referă la obligațiile rezultate dintr-un înscris, chiar dacă ar rezulta din săvârșirea unei infracțiuni, ci privește situații de fapt. Restabilirea situației anterioare se apreciază că se referă doar la situații de fapt, nu și la aspecte de drept rezultate din încheierea unor acte juridice. La fel, dacă în ceea ce privește înscrisurile falsificate se desfințează înscrisurile, lucrurile sunt mai lipsite de claritate atunci când vine vorba de posibilitatea anulării unor acte juridice întocmite ca urmare a unor documente falsificate. De exemplu, contracte de credite încheiate ca urmare a unor adeverințe devenit falsificate. Titlul de proprietate emise în baza unor contracte de vânzare falsificate. Concluzia în această opinie este că chiar dacă se anulează adeverința de salariu falsificată, nu ar trebui desființat și actul subsecvent, contractul de credit încheiat în baza acelei adeverințe falsificate cu banca. În situația asta, de regulă, putem vorbi de infracțiuni de înșelăciune sau de delapidare. Se apreciază că se desființează adeverința falsificată, dar în contractul ulterior se desființează pe această procedură a desființării care privește doar înscrisul ca instrumentum probationem, iar contractul încheiat în baza lui se apreciază că ar trebui, dacă partea lezată face o acțiune civilă în instanță, respectiv dacă banca solicită o acțiune civilă separată în fața instanței civile și solicită anularea în baza codului civil a acelor contracte, de-abia atunci ar trebui să se dispună anularea în fața instanței civile, iar nu direct de către instanța penală în cadrul unei acțiuni penale ce are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune sau de lapidare. Aceasta este opinia cu privire la anularea actelor
subsecvente. Într-adevăr, anularea actelor subsecvente nouă penaliștilor de multe ori ne creează dificultăți. Dacă rezolvăm acțiunea civilă în cadrul procesului penal și considerăm că acțiunea civilă are ca obiect desființare și nu e vorba doar în cazul ăsta, că aici banca s-ar putea, în astfel de spețe, banca s-ar putea să aibă un interes în menținerea acelor contracte și dacă a fost bun platnic cel care a folosit adeverința falsificată, banca s-ar putea să nu aibă un interes în desființarea acelor contracte. Dar în cazul în care e vorba de alte genuri de infracțiuni de înșelăciune, de pildă cineva vinde pe baza unor acte false, vinde un apartament și îl dă unei alte persoane la un preț derizoriu. Persoana care a fost deposedată prin folosirea acelor acte false de acel apartament s-ar putea să aibă interes în desființarea înscrisurilor subsecvente, cum ar fi transmiterea proprietății către terțul de bună credință, și atunci instanța penală, când soluționează acțiunea civilă, ar trebui să analizeze și aspectele astea de drept civil, și anume care sunt consecințele transmiterii proprietății unei persoane de bună credință. Aici, dacă se merge pe teza că se anulează doar înscrisul ca instrumentum și doar la infracțiune de fals, consecința firească ar fi că se anulează doar acele acte de proprietate falsificate și urmând ca persoana deposedată de apartament să se judece în civil cu dobânditorul de bună credință al apartamentului, dacă cineva, de pildă, și-a falsificat actele de proprietate ale unui imobil și l-a vândut unui terț de bună credință, să zicem. Dacă e vorba de un terț de rea credință sau, eu știu, de un intermediar și așa mai departe, urmează să se analizeze în cadrul unei acțiuni civile în baza dispozițiilor din Codul Civil. Potrivit acestei opinii, repet, suntem încă la prima opinie și urmează așa curând să trecem și la argumentele celei de-a doua opinii, care consideră că se apreciază, instituția se referă la anularea chiar a operațiunii juridice reflectată în înscrisul respectiv. Așadar, în civil urmează să se rezolve aspectele de referitoare la acțiunea civilă și la consecințele încheierii unor operațiuni juridice ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni, chiar a unor infracțiuni de fals. La fel, în ce privește infracțiunea de furt, suntem tot la restabilirea situației anterioare. La infracțiunea de furt, dacă o persoană e judecată pentru comiterea unui furt, iar a vândut bunul unui terț de bună credință, se apreciază că anularea acestei vânzări nu se poate dispune de către instanța penală, întrucât excede limitele procesului penal. V-am zis, consideră că nici prin restabilirea situației anterioare nu s-ar putea dispune, că excede limitelor procesului penal și ar urma ca persoana vătămată de la furt să se socotească cu dobânditorul bunului respectiv în cadrul unei acțiuni în fața instanței civile. Potrivit acestei opinii, care apreciază că nu s-ar putea soluționa o astfel de acțiune civilă nici prin restabilirea situației anterioare, nici prin eventuala desființare, dacă acea transmitere a fost realizată, să zicem că unui tăinuitor, autorul furtului vinde bunul unui tăinuitor printr-un înscris, tăinuitorul știind că cumpără un bun furat. Într-o astfel de situație, dacă l-ai judeca și autorul furtului și tăinuitorul, dacă mergem pe opinia că anulăm înscrisurile doar ca instrumentum probationem, acea operațiune juridică între autorul furtului și tăinuitor n-ar putea să facă obiectul unei acțiuni civile în cadrul procesului penal și ar trebui soluționată în mod separat. Nefiind vorba de o infracțiune de fals, pentru că raportul între autorul furtului și tăinuitor n-are la bază săvârșirea unei infracțiuni de fals, ci transmiterea proprietății, să zicem, a unui autoturism, sau unui bun mobil,
într-o astfel de situație se apreciază că dacă persoana este judecată pentru comiterea unei infracțiuni de furt, dar a vândut bunul unui terț de bună credință, anularea nu se poate dispune de instanța penală. De altfel, se apreciază că de altfel nici instanța civilă n-ar putea anula contractul, pentru că nu există un motiv de nulitate a vânzării. Acum, regula asta că primează cumpărătorul de bună credință în fața unei persoane vătămate a unei infracțiuni, s-ar putea să ni se pară nedreaptă, că după ce că a fost victima unei infracțiuni de furt sau de înșelăciune, persoana vătămată nu mai are prioritate nici în fața unui cumpărător de bună credință, care, de exemplu, a cumpărat bunul, e de bună credință, dar nu l-a cumpărat din magazin, cum cumpără toți oamenii, ci l-a cumpărat dintr-o parcare, dintr-o benzinărie și la un preț mult sub cel al pieței, am putea zice că legitimitate morală mai mare de a deține, de a avea bunul, de a ajunge în posesia bunului, o are victima infracțiunii, iar nu acest cumpărător de bună credință. Dar codul civil, mă rog, e viziunea de la codul civil napoleonian, care dădea prioritate pentru a încuraja comerțul, pentru a încuraja securitatea raporturilor juridice, codul civil napoleonian dădea prioritate, prevalență dobânditorului de bună credință. La romani era altfel. La romani nimeni nu putea transmite o proprietate a unui bun pe care nu l-avea. Nu, în nicio situație. Codul civil napoleonian, bazat pe relațiile sociale de la vremea respectivă, și anume începuse să se dezvolte comerțul, a reglementat altfel această situație. Dar cred că totuși noi ne confruntăm deseori cu situația asta, când trebuie să apreciem în soluționarea acțiunii civile dacă dăm prioritate victimei infracțiunii sau unui cumpărător de bună credință, mai ales dacă, eu știu, a cumpărat bunul la un preț, în mod normal, în civil, un preț mai mic decât prețul pieței, nu e un motiv în sine pentru a anula un act, pentru anularea, nu e un motiv de nulitate. Că fiecare vinde la prețul pe care îl apreciază. Dar aici, fiind vorba de un autor unui furt, adică nu era bunul lui, normal că l-a vândut mai ieftin ca să scape de bun. Un cumpărător de bună credință într-o astfel de situație are o legitimitate morală mai mare să dețină bunul decât victima infracțiunii. Victima nu e revictimizată încă o dată dacă e pusă să-și recupereze prejudiciul de la autorul furtului, care de cele mai multe ori nu mai poate să mai recupereze, nu mai are ce mai recupera, pentru că a luat un bun, l-a furat, l-a vândut și el nu mai are alte bunuri proprii ca să poată să plătească prejudiciul produs. În mod normal, dacă ar avea bunuri, autorul furtului și ar putea să despăgubească partea civilă, mă rog, n-ar fi o problemă, dar de cele mai multe ori se știe că, mă rog, bătaia într-un proces penal e pe bunul respectiv, bătaia între cu dobânditorul de bună credință și victima infracțiunii, e pe bun, că bunul respectiv, ca să poată să-și recupereze ambele persoane, să poată să-și recupereze prejudiciu. Că de la autorul furtului, de cele mai multe ori, nu se mai poate recupera niciun prejudiciu, că nu are bunul propriu și nici venituri din care s-ar putea recupera. De asta, chestiunea asta a rezolvării acțiunii civile în astfel de situații e mai profundă decât pare. La prima vedere ai putea să consider că, da, dobânditorul de bună credință are prioritate, dar cred că trebuie nuanțate lucrurile. Când e un dobânditor de bună credință autentic și când e un dobânditor de bună credință neautentic, să zic, sau în orice caz cu multe semne de întrebare. Dar care nu este suficient pentru a, nu a, sunt suficiente probe pentru a se dovedi că e tăinuitor. Că dacă ar fi tăinuitor, lucrurile ar fi mai clare, că ar fi el însuși autorul unei infracțiuni de tăinuire. De asta, sunt multe situații între cele două. Multe situații gri între cele două clare. Așa. Cred că nu mai insist, mai sunt, de pildă, în unele situații, infracțiunea de fals este absorbită, de pildă, în infracțiunea de evaziune fiscală de la articolul 9, litera C. În cazurile astea, în scrisurile alea falsificate,
chiar dacă e vorba de o infracțiune de fals absolvită, în ambele opinii ar trebui desființate în scrisurile falsificate în, într-o astfel de situație. În penal se mai discută și de... mai este un principiu în dreptul civil pe care noi în penal îl putem aplica de multe ori și anume principiul fraus omnia corumpit, referitoare la cauza, cauza ilicită. Dacă discutăm de săvârșirea unei infracțiuni, de cele mai multe ori se pune problema unei cauze ilicite și atunci sunt motive pentru anularea și în civil a actelor respective. Hai să vedem acum argumentele celelalte opinii. Urmează ca în final fiecare dintre noi să reflectăm, să analizăm care dintre ele ni se par mai întemeiate. Probabil că problema nu va fi rezolvată decât poate printr-o soluție de unificare a practicii judiciare, că sunt fundamental diferite. În cea de-a doua opinie, așa cum v-am zis, mergând și pe tradiție, faptul că în mod tradițional instituția desființării de înscrisuri a fost legată de acțiunea civilă, chiar în actualul articol 25 din Codul de Procedură Penală este plasată într-un desființare de înscrisuri și restabilirea situației anterioare sunt plasate în articolul care se referă la acțiunea civilă. În mod tradițional așa a fost văzută instituția asta, dar totuși sunt niște semne de întrebare pe care am și eu și colegul în articolul pe care l-am scris, am încercat să ne lămurim de unde provine instituția asta, în mod istoric, de unde provine instituția desființării de înscrisuri. Și am încercat să vedem în timp cum a apărut instituția, cum a fost văzută în doctrina și în practica judiciară din codurile anterioare, pentru că știți că o aveam și codul, în codul din 1968, și ea, sub diferite forme, a existat și în codurile anterioare codului din 1968 și ne interesează în special, cum am zis și ieri, opinia celor doi mari doctrinari în materie de procedură penală, Vintilă Dongoros și Traian Pop. Am căutat să vedem și în tratatele lor cum a fost văzută instituția asta și că codul penal din codul de penal și codul de procedură din 1968 a fost în mare parte creația profesorului Vintilă Dongoros și e clar că în tratatele lui, în scrierile lui, putem găsi destule elemente să ne lămurim cu privire la ce a avut în vedere în cazul instituției desființării de înscrisuri. Și să o luăm de la 1864, să nu credeți că fac ca farfuridi, dar trebuie să mergem de la 1864, de la plebicist, ca să vedem cum a fost privită instituția în codul. În codul din 1864 nu aveam o instituție similară desființării de înscrisuri, însă în doctrina vremii se sublinea că atunci când un act este... atunci când un act se constată pe cale penală a fi fals, primul lucru care poate forma obiectul acțiunei private, se refera la acțiunea civilă, deci primul lucru care poate forma obiectul acțiunii civile, se numea acțiune privată, este acela de a cere suprimarea acestui act, fiindcă restabilirea situației anterioare e obligatorie când e posibilă, ori desigur că ea e posibilă prin anulare și de aceea nu poate fi refuzată părții civile. Deci, tot Vintilă Dongoros, într-o notă la o decizie a Curții de Casație din 1922, spunea că ține de acțiunea civilă, deci acțiunea privată, și când e vorba de fals, Dongoros făcea referire și aici la infracțiunea de fals. La fel cum fac și autorii opiniei contrare, care susțin că doar când e vorba de infracțiune de fals. Dar o să vedem că faptul că aici Dongoros făcea referire la infracțiunea de fals nu înseamnă că ea era aplicabilă ca desființare de înscrisuri doar la infracțiune de fals, ci că cel mai frecvent întâlnită instituția asta era în cazul infracțiunii de fals. Era cel mai frecvent întâlnită, dar nu însemna că exclusiv se limita la acele infracțiuni. Aici e vorba de o notă a unei decizii a înaltei curți, care se referea la infracțiune de fals și aici cred că vedem așa, poate, mă rog, prima referire pe care am găsit-o noi la această instituție a desființării de înscrisuri. Așadar, într-o notă a lui Vintilă Dongoros, în baza
unui text de lege aplicat de Înalta Curte de, în 1922, adică în baza codului din 64. Asta e concepția cu privire la desființarea de înscrisuri ca forma acțiunii private, adică acțiunii civile, respectiv ca modalitate de reparare în natura pagubei produse prin infracțiune. Și mai vedem aici un lucru, și anume caracterul obligatoriu al acestei reparări. Vedeți că și la 25 aliniatul 3, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, instanța se pronunță cu privire la desființarea totală sau parțială a unui înscris și la restabilirea situației anterioare. Și ați putea să, pe bună dreptate, să ziceți, păi dacă ține de acțiunea civilă, nu se aplică principiul disponibilității, că noi la acțiunea civilă știm că e caracterizată prin acel principiu al disponibilității. Ce caută obligativitatea aici? Cum are, ori are natură de acțiune civilă și e disponibilă, cum sunt acțiune civile, ori ține de acțiunea penală și atunci este obligatorie. Poate că natura ambiguă a acestei instituții e dată și de contradicția din însuși textul de la articolul 25 aliniatul 2. Ei, o să vedem cum explică Dongoroz și această aparentă contradicție cu privire la natura juridică a acestei instituții. Dar vedeți că încă din 1922 Dongoroz se referea la caracterul obligatoriu și totodată la natura de ei de acțiune civilă. Asta nu înseamnă că se contrazicea Dongoroz, ci are el o explicație pe care o să o regăsim într-un tratat de-al lui ulterior. Aceeași formă o avea cu caracterul obligatoriu al desființării și în codul, articolul 348 din codul de procedură penală din 1968, la fel zicea că instanța, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunță cu privire la desființarea totală sau parțială a unui înscris și restabilirea situației anterioare. Vintilă Dongoroz a reluat această idee a obligativității restituirii lucrurilor chiar în lipsa de constituire de parte civilă a persoanei vătămate într-o altă lucrare de referință apărută în aceeași perioadă, respectiv în adnotarea lui. E vorba de Tratatul de drept și procedură penală al profesorului Tanovicianu, tratat pe care Vintilă Dongoroz l-a notat cu multe note, în care și-a expus propriile opinii, de multe ori contrare opiniilor profesorului Tanovicianu, dar profesorul Dongoroz și le-a spus. E, în acest tratat, Vintilă Dongoroz reia aceleași idei și spune că ori legea face, citez aici, e cu ghilimele, vedeți? Legea face o distincțiune foarte firească între restituțiuni care trebuie ordonate în orice caz și între despăgubiri civile care nu pot fi acordate decât dacă partea civilă le va cere. Așadar, credem că chiar în lipsa părții civile și chiar fără ca partea vătămată să se fi constituit parte civilă, instanțele judecătorești sunt obligate să o osândească pe inculpați la restituțiunea lucrurilor dobândite prin infracțiune de la victimă. Aceeași idee a obligativității, caracterului obligatoriu. În practica judiciară a vremii s-a reținut că restituirea lucrurilor și desființarea de înscrisuri reprezintă modalități de reparare a pagubei. Deci, modalități de reparare a pagubei ne duce la latura civilă, la acțiunea civilă. Astfel, într-o cauză soluționată de Înalta Curte de Casație în 1922, se arăta că dacă reparațiunea daunei, fie materială, fie morală, încercată de partea vătămată prin săvârșirea unei infracțiuni penale, consistă de ordine, adică de regulă, într-o despăgubire pecuniară, ea însă trebuie să consiste în primul rând în restituirea când este cu putință, adică în repunerea stării de lucruri anterioare comiterii infracțiunii, căci aceasta constituie reparațiunea cea mai naturală și completă a infracțiunii. De aceea și articolul 36 Cod Penal dispune că condamnatul, afară de restituțiune, când va avea loc, va putea fi asemenea osândit și la alte dezdăunări către partea civilă când sunt cerute. În delictul, tot în Alta Curte zice, în delictul de falsificare de acte, cauza generatrice a prejudiciului încercat de partea civilă, fiind însuși actul declarat fals de instanțele judecătorești și restabilirea lucrurilor în starea lor anterioară săvârșirii infracțiunii fiind imposibilă, repararea directă a prejudiciului cauzat consistă în suprimarea sau reformarea însuși actului declarat fals. Vedeți că e legată tot de repararea prejudiciului civil și zice că poate consta, în Alta Curte din 1922, poate consta fie în suprimarea, fie în reformarea însuși actului declarat fals. Reformarea, adică nu,
cum zice codul actual, desființarea totală sau parțială a unui înscris. Totală sau parțială, îi se spunea reformare. Deci aici găsim practic în decizia asta, poate pusă problema pentru prima dată, în 1922. După aia în codul din 1936, a durat de la Marea Unire din 1918 până la adoptarea codului din 36, a durat destul de mult, s-a lucrat mult la el și în 1936 chestiunea a fost preluată deja în codul penal din 1936. Instituția desființării de înscrisuri în codul din 36 sună așa: dacă condamnarea atrage după sine nulitatea totală sau parțială a unei obligațiuni juridice încheiate de condamnat, instanța penală declară prin hotărârea sa ca fără valoare acea obligațiune. Ăsta era textul din codul din 1936, vorbește de nulitate, nu îi zice desființare, cum îi zice codul din 68 al lui Dongoros, îi zice nulitate, însă e clar că se referă la lăsarea fără valoare a acelei obligațiuni. Hotărârea trebuia să lase fără valoare, adică să desființeze negoțiul, nu doar instrumentul, ci era clar că se referă la obligațiunea juridică reflectată în înscrisul respectiv. Asta era viziunea în codul din 1936. Instituția desființării de înscrisuri în codul din 36 a fost reglementată în articolul imediat următor, celui care reglementează restituirea lucrurilor. V-am zis că ele au fost văzute împreună încă din codul din 1936, fiind văzute ca forme similare de reparare a prejudiciului civil. Codul din 1936 prevedea în articolul 123 că declararea ca fără valoare a unei obligațiuni civile și restabilirea situației de fapt de către instanța penală sunt de asemenea măsuri procesuale ale judecătorului penal pentru ocrotirea unor interese civile conexe cu procesul penal sau create de acesta. Conexe cu procesul penal, deci nu se referă la obligații civile rezultate strict din infracțiunea de fals. Că infracțiunea de fals are ca obiect înscrisul falsificat și că doar în cazul ăsta ar fi posibil desființare de înscrisuri, ci în codul din 36 vedeți că era vorba de interese civile, de rezolvarea unor interese civile conexe cu procesul penal sau create de acesta. Era mai largă. Nu era strict limitată la infracțiune de fals, care se referă strict la înscrisurile falsificate. Zice codul din 36 că ele sunt prevăzute în capitolul... Asta este un citat din Traian Pop, din drept procesual penal, dar așa era văzut de doctrina vremii, pentru că asta era reglementarea. Traian Pop în tratatul lui de drept procesual penal, reeditat în 2019, o lucrare foarte bună de procedură penală, așa considera că este, la fel ca și Dongoroz, la fel ca instanța supremă, considera că e un aspect ce ține de acțiunea civilă și că privea repararea unor interese civile conexe cu procesul penal sau create de acesta. La fel și el, cum zice și textul în articolul 123 și Traian Pop, zice că instanța penală va declara obligatoriu și în mod expres prin hotărârea sa ca fără valoare acea obligațiune. Declararea ca fără valoare, adică era desființată însă și operațiunea juridică. Lăsarea ca fără valoare a unei obligații. Dacă pentru a dispune restabilirea situației de fapt, pe care o avem, era nevoie de declararea ca fără valoare a unei obligații, instanța penală era cea care va declara obligatoriu și în mod expres prin hotărârea sa ca fără valoare. Așadar, ele erau legate împreună. Dacă pentru a se restitui un bun victimei infracțiunii, era nevoie de desființarea unor înscrisuri, dar desființarea nu doar ca instrumentum, ci ca negoțiu, ca să poți să iei bunul, să-l dai părții civile în cadrul unei reparații civile la o acțiune civilă alăturată acțiunii penale, atunci instanța penală, zic și Dongoros și Traian Pop, spun că instanța penală trebuia să facă și desființarea sau anularea, cum era în codul din 36, și anularea
acelui act juridic și restabilirea situației anterioare, adică repararea în natură a prejudiciului. Era vorba de o reparare în natură a prejudiciului în esență. Cam asta era, de-aia era considerată că ține de acțiunea civilă, pentru că era o reparare, cum zicea instanța în 1922, o reparație naturală, firească. E normal bunul să se întoarcă la victimă. Așa era văzut. Și atunci, dacă pentru asta trebuia desființat, anulat, lăsat fără valoare un înscris sau sau o operațiune juridică, atunci trebuia să facă instanța penală ca să remedieze și să repare prejudiciul în natură. Că nu era vorba de o reparare prin echivalent, ci de o reparare în natură a prejudiciului civil, care este calea naturală, firească, a reparației reparației unei prejudiciu rezultat în urma unei infracțiuni. La fel, Dongoroz, în tratatul lui, în cursul lui din 1939, cursul de procedură penală din 1939, zice că instanțele penale, fără a fi sesizate cu acțiunea civilă, pot din oficiu să ordone, la fel, din oficiu, chiar dacă nu sunt sesizate cu acțiunea civilă, să ordone restituirea lucrurilor și anularea actelor. Dongoroz vorbește aici de anularea actelor pentru că articolul 123 din codul de procedură din 1936 vorbea de anularea actelor. În aceeași lucrare, profesorul Dongoroz arată că acțiunea civilă are ca scop sau obiectiv aplicarea sancțiunilor civile, adică restituirea lucrurilor luate de la persoana dăunată, reparațiunea daunei cauzate prin infracțiune și anularea actelor. Hai să vedem acum explicația profesorului Dongoroz cu privire, din același curs, din 39, cu privire la derogarea de la principiul disponibilității acțiunii civile. Cum explică el? De ce totuși această derogare de la principiul disponibilității care caracterizează acțiunea civilă? Și e un pasaj în care profesorul Dongoroz spune că s-ar părea că în toate aceste cazuri se ne socotește regula după care niciun judecător nu se poate pronunța dacă nu îi se cere. Nemo iudex sine actore. În realitate însă legea penală a făcut din aceste sancțiuni civile niște sancțiuni interesând realizarea justiției represive, adică a justiției penale. În realitate legea penală a făcut din aceste sancțiuni civile niște sancțiuni interesând realizarea justiției represive, care aparțin cadrului general de sancțiuni în dreptul penal. Față de acest caracter, legea de procedură penală a putut și ea statornici că în cazurile arătate mai sus, acțiunea penală are ca obiectiv nu numai aplicarea sancțiunilor de drept penal, ci și sancțiunilor civile disciplinate de dreptul penal. De ce profesorul Dongoroz a insistat asupra acestui aspect că din oficiu instanța penală, chiar dacă nu e constituire de parte civilă, trebuie să desființeze înscrisurile și să restituie lucrurile, să repună părțile în situația anterioară, să restituie lucrurile. Vedeți că el zice că asta e ca o componentă, ca un aspect al represiunii penale. E de fapt principiul pe care convențiile internaționale le prevăd și în prezent, în cazul infracțiunilor de spălare, de bani și așa mai departe, principiul cunoscut sub denumirea din sistemul anglosaxon crime does not pay. Infracțiunea nu trebuie să producă profit, nu trebuie să producă venituri. Întotdeauna oamenii și-au pus problema că nu e suficientă simpla sancționare a autorului unei infracțiuni dacă el rămâne cu produsul infracțiunii. Și în materie de spălare de bani, convenții internaționale în materie de spălare de bani, chiar însă și infracțiunea de spălare de bani și confiscările care însoțesc infracțiunea respectivă sunt legate de principiul ăsta, că nu e suficientă sancționarea penală a unei persoane dacă ea rămâne cu produsul infracțiunii. Vedeți ce modernă era gândirea lui Dongoroz încă din 1939, că și-a pus problema asta, pentru că el s-a gândit în multe situații, s-ar putea partea civilă fie să nu fie interesată, fie să nu vrea să se constituie parte civilă și atunci simpla sancționare penală a persoanei condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni nu e suficientă dacă nu se dispune și anularea înscrisurilor sau desființarea sau repunerea în situația anterioare. Și, mă rog, îmi vine în minte să zic doar mai multe situații, spețe în care, ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni de abuz în serviciu în care era acuzat, să zic, un șef al unei instituții sau al unei unități administrativ-teritoriale, în care
nu se refuza constituirea de parte civilă în procesul penal. Se dădea hotărâre de Consiliul Local în care nu se constituia de parte civilă, nu se făcea constituire de parte civilă în procesul penal. Mă rog, în final urma să se stabilească dacă s-a comis sau nu infracțiunea și dacă se impune sau nu restabilirea. Dar nici măcar nu... Sunt multe situații în care, de pildă, poate situația, exemplu cu diplomele de licență obținute ca urmare a unei săvârșiri a unei infracțiuni de luare de mită. Poate că în acea situație, nu știu exact, n-am analizat chestiunea din punct de vedere al dreptului administrativ, cine ar avea calitate procesuală să ceară desființarea celor diplome obținute prin luare de mită. Dar dacă nu se sesiza nimeni și nu exista o parte civilă sau nu avea calitate procesuală și nu se rezolva chestiunea asta în cadrul procesului penal, cel mai probabil erau șanse foarte mari sau sunt în foarte multe situații similare șanse foarte mari ca persoana care a obținut prin luare de mită acea diplomă, acel act, acel drept, dacă nu i s-a anulat, pentru că nu era vorba de o infracțiune de fals și una de luare de mită sau de abuz în serviciu și așa mai departe, persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunii sau cele care au beneficiat de forma săvârșirii infracțiunii rămâneau cu produsul infracțiunii, ceea ce nu a fost niciodată considerat ca fiind o soluție benefică pentru atingerea scopului legii penale în final. Sau au mai fost spețe de pildă în care prin luare de mită conducătorii auto au obținut permisul de conducere prin mituirea polițistului ca examinator. Într-o astfel de situație, dacă nu e vorba de o infracțiune de fals, ci una de luare de mită, am putea zice că nu se desființează în procesul penal permisul, rămâne persoana care a luat permisul prin săvârșirea unei infracțiuni, rămâne cu permisul respectiv și nu știm dacă cineva, poliția sau altcineva, ar avea calitate procesuală sau dacă ar promova astfel de acțiuni, că e posibil să nu promoveze, chiar dacă ar avea, să zicem, cineva s-ar găsi cu calitate procesuală, dacă nu ar promova o acțiune civilă în anulare, dacă s-ar analiza și nu știu ce s-ar putea analiza acolo într-o acțiune civilă. Să vină cel care a luat permisul așa, să vină să demonstreze că are abilități, să dea încă o dată examenul cu instanța, cine să analizeze, cum să examineze, dacă se impune sau nu anularea. În astfel de situații, rămânerea în vigoare, în ființă a rezultatelor acelor infracțiuni, nu știu dacă ar fi o soluție. De-aia, vedeți, Dongoroz încă din 39 considera că interesează și justiția represivă, interesează și desființarea consecințelor infracțiunii. Mai largă, nu strict legată la infracțiunile de fals, ci o viziune mai largă cu privire la desființarea de înscrisuri, care interesează însăși ordinea de drept și societatea în ansamblu ei, că represiunea penală privește ordinea în societate, da? Societatea în ansamblu ei, că altfel oamenii ar fi tentați să recurgă la astfel de procede pentru a dobândi diplome și permise de conducere și alte profituri. Nu, cum ar fi să ne imaginăm cum ar fi o situație în care nu s-ar desființa toate aceste consecințe ale acțiunii, ale săvârșirii infracțiunilor? Persoanele ar fi tentate să recurgă la astfel de procedee, gândindu-se că dacă se va găsi cineva să facă acțiuni civile ulterior în anularea acelor acte ale rezultate din infracțiuni, dacă se va găsi cineva, poate că va avea câștig de cauză în civil, că nu sunt civilist, nu recunosc aici ignoranța, dar poate ar trebui să ne imaginăm cum s-ar putea petrece lucrurile în fața unei instanțe civile care ar analiza o astfel de acțiune în anulare dacă ar fi promovată de cineva. Să zicem că ar fi promovată, dar de foarte multe ori eu cred că va rămâne nepromovată vreo acțiune civilă. Vedeți, de-aia penaliștii vechi și-au pus problema asta și au ajuns la concluzia că o astfel de desființare de înscrisuri în procesul penal se impune din oficiu, chiar dacă n-am constituire de parte civilă. Asta era soluția optimă pe care au găsit-o ei și cred că, ca să derogăm de la ea, să ne abatem de la ea și să creăm o altă soluție în prezent, am avea nevoie de niște studii foarte serioase, fie de drept comparat
fie niște studii sociologice, criminologice, care să justifice o astfel de revenire la o altă soluție decât cea care a fost și în codul din 1968 și în codul din 36 și pe care autorii, mari autori de drept penal pe care am citat, au susținut-o. Nu au ridicat vreun semn de întrebare cu privire la justețea acestei soluții sau chiar cu privire la, eu știu, caracterul ei constituțional. Că o să vedem și Curtea Constituțională ce zice în privința asta. Profesorul Traian Pop, așadar, Dongoro zicea că trebuie, interesează și justiția represivă. Profesorul Traian Pop avea și el o explicație cu privire la obligativitatea acestei desființări. Zice așa, profesorul Traian Pop, scopul legal este repararea daunei materiale sau morale a părții vătămate și reintegrarea acesteia în posesiunea lucrurilor care au fost luate pe nedrept. Și partea vătămată nu poate înlocui acest scop pentru a se arăta generos sau pentru a manifesta o simpatie sau aderență la un curent social sau politic prin cadoul despăgubirii sau pentru alte pretexte al căror joc nu îl poate face justiția, fiindcă ar fi nedemn și periculos. Deci, chiar persoana, da, caracterul obligatoriu al desființării de înscrisuri îl justifică profesorul Traian Pop prin faptul că chiar dacă persoana vătămată ar renunța din diferite motive de ea cunoscute la o astfel de acțiune civilă, justiția nu poate accepta această situație, pentru acest joc, pentru că ar fi nedemn și periculos. Așadar, cam asta ar fi explicația caracterului obligatoriu al desființării și al repunerii în situația anterioară. Sar peste... exista și o instituție similară celei de la 549 indice 1, exista și în codul din 1936, o instituție, un text în care se prevedea că, zice profesorul Traian Pop, că dacă falsul, în cursul lui, dacă falsul este dovedit, existența lui trebuie constatată prin hotărâre, chiar dacă nu este cazul a se pronunța o condamnare. De exemplu, fiindcă acțiunea penală s-a prescris sau fiindcă nu se dovedește că inculpatul ar fi autorul, etc. Hotărârea care declară un act fals în totul sau în parte ordonă desființarea totală sau parțială sau când este cazul restabilirea, reînnoirea sau reformarea lui în sensul stabilit prin hotărâre. Așadar, e vorba de situația în care nu avem o acțiune penală pentru că s-a prescris acțiunea penală, procurorul dispune clasarea și solicită desființarea acelui înscris. Codul de procedură penală din 68 prevedea în mod clar desființarea de înscrisuri, era chiar reglementată la articolul 14 aliniatul 3 litera A ca modalitate de reparare a pagubei în natură. Deci era prevăzută expres la art 14 litera A. Acum, actualul cod nu mai prevede ca modalitate de reparare a pagubei în natură și desființarea de înscrisuri. Dar în vechiul cod era prevăzută. În alta curte de casație pe vechiul cod a fost sesizată cu niște recursuri în interesul legii și printr-o decizie 15/2005 a statuat în alta curte că în cauzele în care acțiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluție de netrimitere în judecată adoptată de procuror, acesta are calitate de a exercita în fața instanței civile acțiunea pentru desființarea totală sau parțială a unui înscris falsificat, numai în cazurile prevăzute la articolul 45 din Codul de Procedură Civilă. Cei care am practicat și pe vechiul cod, știm că 45 din vechiul Cod de Procedură Civilă se referea la situațiile în care procurorul avea competența de a promova din oficiu acțiunea civilă. De pildă, când era o persoană lipsită de capacitate de persoană vătămată lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă. În alta curte statuase în acest recurs în interesul legii că doar în acele cazuri procurorul poate să ceară desființarea de înscrisuri după ce dispune o soluție de netrimitere în judecată. Interesant, imediat însă după ce a apărut acest RIL 15 din 2005, a fost modificat textul de la 245 din vechiul cod și s-a introdus o literă C indice 1 care i-a dat calitate procesuală procurorului să sesizeze instanța civilă cu privire la desființarea totală sau parțială a unui înscris în toate situațiile. S-a introdus litera aia C indice 1 tocmai pentru că
a apărut acest recurs în interesul legii, care a limitat doar la cazurile de promovare din oficiu acțiunii civile, și s-a introdus litera C, indice 1, care i-a dat calitate în toate situațiile în care dispune o soluție de clasare. Apoi, în alta curte a mai pronunțat o decizie în interesul legii, 2/2011, în care a spus că procurorul are legitimitate procesuală activă de a formula acțiunea civilă pentru desființarea în tot sau în parte a unui scris falsificat atunci când acțiunea s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluție de netrimitere în judecată. De data asta nu mai face limitări doar la acțiunea civilă, pentru că a apărut litera C, indice 1, și a dat calitate procesuală. Și vă ziceam că Curtea Constituțională, prin decizia 166 din 2015, a declarat neconstituționale dispozițiile din articolul 549, indice 1, aliniatul 3 din Codul de Procedură, așa cum au fost ele adoptate, și anume cu privire la sintagma în Camera de Consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute în aliniatul 2. Și Curtea Constituțională motivează în această decizie de ce consideră că procedura asta trebuie să se desfășoare contradictoriu și cu participarea părților, în esență pe drepturile persoanelor la apărare, dreptul la un proces echitabil. Citesc doar un fragment din decizia Curții Constituționale. Opțiunea legiuitorului de a atribui judecătorului de cameră plenară competența de a decide cu privire la confiscarea specială sau desființarea unui înscris, soluție diferită de cea reglementată din codul din 1968, pe vechiul cod se ducea la instanța civilă, poate că era mai bine să se fi păstrat și soluția din vechiul cod, nu este de natură să încalce prevederile constituționale atâta timp cât în cadrul acestei proceduri există posibilitatea administrării de probe în ședința publică în condiții de contradictorialitate și oralitate, cu respectarea garanțiilor constituționale și convenționale referitoare la dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare. Judecătorul de cameră preliminară, în acest sens, zice Curtea Constituțională și în decizia 299 din 2017, tot aspecte referitoare la instituția asta, considerând că are calitate procesuală procurorul, că este în regulă, dacă se respectă condițiile de contradictorialitate, publicitate, posibilitatea de a administra probe. Ce înseamnă asta? Din motivarea deciziei Curții Constituționale, pare că Curtea Constituțională însăși se îndreaptă spre opinia că sunt afectate și drepturile unor persoane, că altfel ar fi păstrat soluția de desființare doar a instrumentului probațiune, dacă se desființa doar ăla și nu se afecta și drepturile și obligațiile persoanelor. Curtea Constituțională, mă gândesc că ar fi păstrat soluția de desființare în Camera de Consiliu, fără procuror, fără participare, doar ca o, să zic, ca un accesoriu al unei acțiuni penale în cazul infracțiunilor de fals, strict limitate la infracțiunile de fals. Urmează să vedem cum se va tranșa această dezbatere. În practica judiciară, când e vorba de 25 aliniatul 2, de cele mai multe ori am văzut că instanțele merg pe desființarea operațiunii juridice, pe lăsarea ca lipsită de valoarea unei astfel de operațiuni juridice. Nu se limitează strict la desființarea înscrisului ca instrumentum cu păstrarea acelor operațiuni. Bineînțeles, când e vorba de terțe persoane care ar putea fi afectate în cazul desființării acelei operațiuni juridice, atunci sunt citate în proces, evident că trebuie să-și facă apărarea acele terțe persoane, sunt citate în proces ca alți subiecți procesuali și ele pot să-și spună punctul de vedere cu privire la desființarea acelor operațiuni juridice, însă în practică pe 25 aliniatul 3 am văzut că în general se merge pe desființarea nu doar ca instrumentul, ci ca negoțiu, și ține de acțiunea civilă și așa este analizată de cele mai multe ori. Însă pe 549 indice 1 am văzut decizii de practică judiciară în care s-a adoptat punctul de vedere că ar trebui desființat doar
înscrisul ca instrumentul, nu și operațiunea juridică, nu și operațiunea. Acum e un principiu de interpretare sistematică a dispozițiilor codului unei legi care spune că un concept, o noțiune ar trebui să aibă același conținut în tot cuprinsul legii. Dacă mergem pe ideea că desființarea de înscrisuri de la 25 alineatul 3 are se referă strict și se referă strict la instrumentul în probațiune, am putea merge pe ideea că și 549, desființarea de înscrisuri la 549 e la fel. Dacă mergem pe ideea că 25 alineatul 3 se referă și la obligațiuni, la negoțium, atunci cam în virtutea acestui principiu de interpretare că un concept ar trebui să aibă același conținut în tot cuprinsul unei legi, ar trebui să adoptăm aceeași opinie și cu prila 549 indiciul 1. Dar, așa cum am zis, lucrurile sunt controversate și din punct de vedere doctrinar și în practica judiciară. Mă opresc cu prezentarea aici ca să dăm posibilitatea și unor discuții pe tema asta. Dacă dumneavoastră ați vrea să întrebați ceva sau să ne spuneți cum vedeți chestiunea, cum se aplică la instanțe, la parchetele dumneavoastră. Chestiunea interesează și, așa cum am zis, interesează deopotrivă și judecătorii și procurorii, pentru că sunt multe situații în care un procuror dă o soluție de clasare în astfel de situații și nu își pune problema sesizării judecătorului de cameră preliminară pentru desființare de înscrisuri ca negoțiu. Nu. Se limitează eventual la infracțiunile de fals cu sesizarea fără să sesizeze și când e vorba de altfel de înscrisuri sau altfel de operațiuni rezultate dintr-o infracțiune pe care a constatat-o el, că trebuie să o constate chiar dacă dă soluție de clasare. Poate că s-a prescris acțiunea penală sau, eu știu, a murit făptuitorul și atunci procurorul ar trebui, la fel cum solicită confiscarea, să solicite și desființarea către judecătorul de cameră preliminară. Dar n-am văzut prea multe astfel de solicitări. Reticența, cred că la 549 indice 1, că, na, reticența cu privire la sesizarea judecătorului de cameră preliminară și la atributul acestuia de a desființa înscrisul, cred că provine din faptul că judecătorul de cameră preliminară nu este propriu-zis o instanță. El are niște competențe limitate la alte aspecte, dar dacă așa a considerat legiuitorul, nu ar trebui să fie ăsta un punct de vedere. Dar mai e un aspect, și anume faptul că hotărârea pronunțată de judecătorul de cameră preliminară potrivit 549 indice 1 nu se atacă cu apel, ci cu contestație. Aspectul ăsta de procedură e suficient în sine pentru a renunța la opinia tradițională că se desființează și negoțium? E suficient faptul că se prevede contestație? Ar fi trebuit să se prevadă apel. Da, nu, acum legiuitorul e suveran și uneori discreționar în ce privește soluțiile pe care le impune. E o cale de atac și contestația, care este integral devolutivă, nu are limite, ea nu se diferă substanțial de apel doar la termenul de declarare. Am putea zice, ăsta e un aspect suficient în sine că pentru adoptarea opiniei că nu se poate umbla la o operațiune juridică în cazul unei soluții de clasare și unei astfel de solicitări. Chiar nici o explicație. Vă rog, stai, nu mai puțin să vă dea microfonul. Aici. Aș încerca o explicație prin invocarea unui text care zicem noi că ne edifică destul de clar asupra faptului că e vorba de desființarea înscrisului ca negoți, nu doar ca instrument de probațiune. E vorba chiar de articolul 549 indice 1 aliniatul 4, în care se arată că judecătorul de cameră preliminară pronunță prin încheiere după ascultarea procurorilor și a persoanelor
al căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate. Exact cum a spus și dumneavoastră, dacă s-ar desfința în scris doar ca mijloc de probă, așa cum s-a spus despre factură, că în procesul penal are doar conotația de mijloc de probă. Atunci, de ce să se mai pună problema citării acestor persoane a căror drepturi și interese legitime ar fi afectate? Aici se pune problema unor drepturi și interese legitime private. Și pentru că le pot afecta, trebuie citate. Dacă s-ar anula acel înscris doar ca instrument, ca instrumentul, ca mijloc de probă, atunci acele persoane n-ar trebui citate, pentru că drepturile și libertățile nu vor fi afectate de această anulare în sens de mijloc de probă. Apoi, faptul că a spus ar trebui apel, nu recurs. Acum, totuși, legiuitorul a înțeles să facă din anularea înscrisurilor o procedură specială, care procedură, e adevărat, nu vizează soluționarea acțiunii penale. Care acțiune penală, în cazul în care procurorul a dispus clasarea, nu mai ajunge în fața instanței de judecată. Și atunci, fiindcă în concepția codului de procedură penală doar ca regulă, doar soluționarea acțiunii penale este supusă celor două grade juridice, prima instanță și apel, în această procedură n-a înțeles. Vă cum nici în alte proceduri să folosească apel. Sunt, de exemplu, procedurile în faza de executare. Asta nu cred că ridică o problemă, pentru că judecata în prima instanță, pe 549-1, are loc conform tuturor regulilor care garantează drepturile persoanelor implicate în această procedură, după cum contestația, dar el are caracter devolutiv, chiar dacă nu este un apel, permite a și cale de atac protejarea drepturilor și în această cale de atac. Probabil și pentru că prevede o procedură accelerată cu termene precise, dacă nu în față de procedura de drept comun. A făcut-o doar contestație și nu. Și probabil a apreciat că nu este așa complet, având în vedere că e stabil deja că scrisul e falsificat. Păi aș mai spune încă un argument. E adevărat că în materie civilă avem principiul disponibilității. E un principiu. Ca orice principiu, suportă și derogări. Aș spune că din acest motiv, codul de procedură penală vine și instituie derogare. Chiar dacă am principiul disponibilității în materie civilă, vin cu derogare, când e vorba de restabilirea situației anterioare și de sfințarea de înscrisuri, am un interes de această dată de ordine publică. Și atunci nu mă mai interesează poziția persoanei vătămate dacă cere sau nu cere restabilirea situației anterioare sau desfințarea unor înscrisuri private. Depășește sfera unui interes privat, aș zice că se trece de la o normă de interes privat la o normă de ordine publică. Cum zicea și Bogoros. Numai așa se explică faptul că nu ne mai interesează poziția persoanei vătămate. De altfel, nu e singura situație în care, deși în aparență avem de-a face cu un interes privat, avem sancțiunea nulității absolute. Nulitatea absolută nu se grefează pe un interes de ordine publică. Și totuși avem situații în care legiuitorul a instituit sancțiunea nulității absolute, chiar dacă avem interese private. Sunt mai multe materii. Legea 18/91, în materie de ipoteci legale care sunt în favoarea băncii, legea privind creditele ipotecare, dacă nu mă înșel, 190/98, cam așa ceva acolo. De asemenea, deși e vorba de un interes privat, se transformă într-o sancțiune anulității absolute. Așa aș vedea și aici, că am derogare de la principiul disponibilității. Derogare care poate face codul de procedură penală, ținând seama de scopul procesului penal și de scopul legii penale, de a proteja, în primul rând, ordinea publică. Da. Până unde mergem atunci, dacă acceptăm acest punct de vedere? Deci dacă mergem pe ideea aceasta, odată, da. În opinia mea, mi se pare evident că drepturile
terților sunt afectate, chiar și dacă mergem pe teoria că desființăm doar înscrisul ca instrumentul, cred că sunt afectate și acolo. Evident, eu, cumpărător de bună credință, să zicem, mă interesează nu numai dacă mi se anulează negoțiul în temeiul căreia după aceea în mod subservent am dovedit și eu bun. Mă interesează și dacă s-a desființat instrumentul, pentru că într-un litigiu subsecvent civil în care omul păgubit vine pe urmă și mă cheamă pe mine în judecată, evident să își recupereze bunul, că e mobil sau imobil, total alte valențe va avea demersul probatoriu în situația în care este desființat instrumentul și în situația în care n-ar fi desființat instrumentul. Deci se pare că cel puțin un interes ar fi chiar și dacă mergem pe ideea de menținere a teoriei că desființăm doar instrumentul. Doar instrumentul, am înțeles. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu, mie mi se pare că e greu să ne dăm seama până unde mergem cu această desființare de acte subsecvente. Adică, bun, hai să zicem, dacă ni se pare evident că am putea să desființăm cel mai actul proxim subsecvent. Cadrul clasic merge, hoțul vinde bunul și vinde unei persoane, unui X. Bun, dar dacă acel X a mai vândut după aceea câtorva persoane, până la ce, până a câta persoane ne extindem? O problemă. Doi, din ce am văzut, n-am studiat atât de îndetare, dar din ce am văzut, din ce ne-ați prezentat dumneavoastră, raționamentul prin care se justifica în hotărârile prin care s-a desfințat și actul subsecvent, se lega doar de faptul că s-a săvârșit acea infracțiune. Ei, acum n-am mai judecat civil de multă vreme, dar din câte țin eu minte, în civil se pun problemele mai complex decât atât. Adică există o teorie a aparenței în drept, din câte știu, care se aplică inclusiv la tranzacțiile cu bunuri imobile, acolo este o altă problemă, și la bunurile mobile o altă problemă. Deci poate ar trebui analizate mult mai complex lucrurile acolo. Dom'le, a fost aparența între, n-a fost aparența între, nu doar în termenul infracțiunii. Și încă o problemă, iarăși până unde mergem, legat de un caz pe care l-am avut eu în practic, să zicem, este condamnat un lichidator judiciar pentru luare de mită. Pentru că de la o persoană care se afla în insolvență, un om avea firma în insolvență, au niște bani ca să-și facă lucrurile, ca să desfășoare procedura mai repede și mai bine să iasă tot lucrul bine. Nu pentru că să obține el vreun avantaj sau nu știu ce, dom'le, să meargă procesul bine, să se desfășoare rapid și așa, cel puțin aparent, totul bine. Bun, e condamnat acel lichidator judiciar, dar între timp, până când să fie el condamnat sau mă rog, până când să fie cercetat, să fie descoperită infracțiunea, omul a făcut o grămadă de lucruri ca și lichidator judiciar în acel proces. S-au dat niște încheieri definitive pe parcursul procesului de către judecătorul singur, prin care s-au încuvințat, alegale, acte făcute de el. Poate chiar s-a terminat tot procesul, toată procedura de insolvență. În acea procedură de insolvență s-au vândut bunurile, patrimoniul, au trecut într-o parte da. Am înțeles. Unde mergem cu subsecventele astea? Aici, ca să nu, ca am ajuns deja la pauză și nu vreau să vă iau din pauză, aici, într-un cât mai scurt răspuns posibil, cred că răspunsul ne-l dă dreptul civil. Mergem la dreptul civil și aplicăm principiile din dreptul civil. Regulile din materie civilă, cred că ar fi singurul răspuns. Cu toate... Da, am înțeles. Cam asta, da, cam cum ar fi în civil, cred că ar fi răspunsul. Da. Ok, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem după pauză.